Bună, numele meu este Daniela Efrim și astăzi vom vorbi despre media aritmetică ponderată a n numere reale. Ne vom aminti despre media aritmetică a n numere reale. Vom descoperi împreună media aritmetică ponderată a n numere reale și legătura dintre media aritmetică și media geometrică a două numere reale. La geografie am învățat că în munții retezați sunt 7 vârfuri cu înălțimea de peste 2400 metri. Vârful Bucura, 2433 metri, vârful Custura, 2457 de metri, vârful Mare, 2463 de metri, vârful Păpușa, 2508 metri, vârful Peleaga, 2509 metri, și vârful Retezat, 2482 metri, vârful Sântă Maria, 2400 metri. Vrem să calculăm media înălțimilor vârfurilor din munții Retezat. Pentru aceasta vom calcula suma înălțimilor. 2433 plus 2457 plus 2463 plus 2508 plus 2509 plus 2482 plus 2400 ne dă 17252. Pentru că avem 7 vârfuri, ca să putem calcula media aritmetică a înălțimilor munților, facem raportul dintre 17252 și 7. Obținem astfel media aritmetică, înălțimea medie cu aproximare la sutim de 2464,57 metri. Reamintim. Fiind date n numere reale, a 1, a 2, puncte, puncte, a n, putem defini media aritmetică a n numere. Media aritmetică este egal cu a1 plus a2 plus puncte puncte plus a n, totul supra n, unde n este un număr natural diferit de 0 și de 1. În particular, în cazul în care avem două numere, a mic și b mic, atunci media aritmetică este suma dintre a mic și b mic, totul supra 2. La un magazin de dulciuri au fost aduse următoarele cantități de bomboane. 10 kg de dropsuri cu fructe la prețul de 20 de lei kilogramul, 10 kg de geleu la prețul de 40 de lei kilogramul, 6 kg de bomboane fondante la prețul de 75 lei kilogramul și 4 kg de bomboane cu vișine în ciocolată la prețul de 60 de lei kilogramul. Care este prețul mediu a 1 kg de bomboane? Calculăm suma ce reprezintă costul tuturor bomboanelor. Avem 10 ori 20 plus 10 ori 40 plus 6 ori 75 plus 4 ori 60 și ne dă 1290 lei. Numărul total de kilograme este 30 și atunci, pentru a calcula prețul mediu al 1 kg de bomboane, avem 1290 supra 30. Obținem prețul mediu al 1 kg de bomboane de 43 de lei. Reținem. Fiind date n numere reale, a1, a2, a n, cu ponderele pe 1, pe 2, pe n, putem defini media aritmetică ponderată a n numere. Media aritmetică ponderată este egal cu P1 ori pe A1 plus P2 ori A2 plus și așa mai departe, pe N ori A N, totul supra P1 plus P2 plus puncte puncte plus P N. În particular, media aritmetică ponderată a numerilor A mic și B mic cu ponderele M mic și N mic este media aritmetică ponderată este egal cu m mic ori a mic plus n mic ori b mic, totul supra m mic plus n mic. Avem și cazul particular în care m este egal cu n și este egal cu 1 și atunci obținem că media aritmetică este egală cu media ponderată.
Vrem să calculăm media ponderată a numerelor 7, minus 2 și 3, având ponderile 5, 6, respectiv 4. Din formulă, avem că media aritmetică ponderată este egal cu 5 ori 7 plus 6 ori minus 2 plus 4 ori 3, totul supra 5 plus 6 plus 4, adică supra suma ponderilor. Vom avea 35 minus 12 plus 12 supra 15, adică 35 supra 15. Prin împărțire obținem 2,3 în perioadă. În practică folosim media geometrică și media aritmetică. Media geometrică a două numere pozitive a mic și pe mic este radical din a ori b. Media aritmetică a celor două numere pozitive este egal cu a plus b supra 2. Obținem astfel inegalitatea mediilor pentru două numere reale pozitive. Minimul dintre numerele a și b este mai mic sau egal decât media geometrică, mai mic sau egal decât media aritmetică și mai mic sau egal decât maximul dintre a și b. Dacă numerele reale pozitive sunt egale, media geometrică este egal cu media aritmetică. Să verificăm această inegalitate pentru a egal cu 2 și b egal cu 8. Obținem media geometrică radical din 2 ori 8, radical din 16, care este 4. Iar media aritmetică este 2 plus 8 supra 2, adică 10 supra 2 egal cu 5. Astfel am obținut că 2 este mai mic sau egal decât 4, mai mic sau egal decât 5, mai mic sau egal decât 8. Determinați numărul natural n, știind că media aritmetică ponderată a numerelor 3 radical din 2 și 8 radical din 2 cu ponderile 2 respectiv n este egal cu 6 radical din 2. Pornim de la definiția mediei aritmetice ponderate. Avem ponderile 2, deci 2 de înmulțit cu 3 radical din 2, plus celălalt, pentru celălalt număr ponderea este n, n de înmulțit cu 8 radical din 2, totul supra suma celor două pondere, adică 2 plus n. Media aritmetică ponderată este 6 radical din 2, este egal cu 6 radical din 2 plus 8 n radical din 2 supra 2 plus n. Obținem 6 radical din 2 pe lângă 2 plus n egal cu 6 radical din 2 plus 8 n radical din 2. Facem calcule, separăm într-o parte termenii n și în cealaltă parte termenii liberi. 12 radical din 2 minus 6 radical din 2 este egal cu 8 n radical din 2 minus 6 n radical din 2. Obținem 6 radical din 2 egal cu 2n radical din 2, de unde n egal cu 6 radical din 2 supra 2 radical din 2, adică n egal cu 3. Propunem spre rezolvare. Un comerciant vinde următoarele cantități de mere: 250 kg a 5 lei kilogramul, 120 kg a 4 lei kilogramul, și 130 kg a 3,5 lei kilograme. Știind că cele trei cantități au fost amestecate, determinați prețul unui kilogram de mere din amestec. Calculați media aritmetică ponderată a numerelor reale 3 radical din 2 și 8 radical din 2 cu ponderile 6, respectiv 4. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!